așa cum spunea cântarea, chiar dacă strigi de ani de zile, Dumnezeu aude mărit să fie Domnul. Dumnezeul nostru nu obosește, spune Isaia, iertând, să se întoarcă cel rău de la calea lui și să se lase de gândurile lui rele și să vină la Domnul Dumnezeul nostru, care nu obosește să ierte pe fiii oamenilor, mărit să fie Domnul. Amin. Nu știu de ce vorbește Duhul Sfânt în această dimineață, în direcția aceasta. Poate că sunt unii care au apucat-o pe o cale greșită și vor să vină înapoi pe calea Domnului. Aleluia. Dumnezeu nu obosește iertând. Chiar dacă strigi de ani, de luni, de zile, Dumnezeu aude mărit să fie Domnul. Dumnezeul nostru, preiubiți mei frați, nu este pilonit într-o icoană. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr mărit să fie Domnul. Aceștia sunt adevărații închinători care se roagă în Duh și în adevăr. Vedeți voi ce fericită bucurie avem din partea lui Dumnezeu? Nu-L vedem, dar credem că există Dumnezeu mărit să fie Domnul. Și mai mare fericire este pentru cei ce nu L-au văzut, dar cred mărit să fie Domnul. Această fericire este pentru noi și Domnul să vă binecuvânteze pe toți în această dimineață. Sunteți fericiți pentru că voi îl aveți pe Dumnezeu. Hristos, nădejdea noastră, ne apropiem de această jertfă de rugăciune. Rugăciunea, preiubiți mei frați, este foarte importantă în viața noastră. Putem să comunicăm cu Tatăl, putem să cooperăm cu Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Poate că unii dintre noi n-avem unele calități, unele roade ale Duhului Sfânt. Și creștinul trebuie să trăiască cum? Cum voiește? După Duh. Creștinii trebuie să trăiască după Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Noi trebuie să fim călăuziți în viața aceasta de Duhul lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și dacă n-ai niște roade ale Duhului Sfânt, poți să cooperezi cu Duhul Sfânt, care suspină cu suspine negrăite. Duhul Sfânt știe ce dorești tu. Duhul Sfânt merge la Tatăl și suspină, pentru că știi care este năzuința Sfinților. Și Duhul Sfânt merge în cer și vine înapoi peste creștini și dăruiește creștinilor dragoste, răbdare, înfrânarea poftelor. Și Doamne, dă-ne din belșug aceste roade. Ne apropiem de această jertfă de rugăciune și haidem să deschidem inimile înaintea Domnului. Amin? Cel ce poate mai mult să lucreze este Dumnezeu. Și credința noastră trebuie să fie întemeiată nu pe oameni, ci pe Dumnezeu mărit să fie Domnul. Sunt multe exemple în Scriptură și toți cei care au crezut au primit o bună mărturie din partea lui Dumnezeu. Credința, preiubiți mei frați, să știți că este o bună mărturie, este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și cei din vechime care au crezut, au primit o bună mărturie. Și noi putem să primim o bună mărturie, dar să credem, mărit să fie Domnul. Fratele Ovidiu, Domnul să binecuvânteze, va lăuda pe Domnul cu cântare. Și apoi fratele Losi, fratele Ghișa și fratele Ion, Domnul să binecuvânteze, vor veni la ceasul de rugăciune.